2013 se anunță un an scump pentru șoferi. Chiar din prima zi, proprietarii mașinilor trebuie să plătească mai mult pentru folosirea drumurilor naționale. Autoritățile centrale au avut grijă și de agricultori. Impozitul pe venit pentru fermieri a fost majorat cu 12%. De la 1 ianuarie curent, întreprinderea de stat Registru eliberează cetățenilor Republicii Moldova buletinul de identitate în 2 ore și pașaportul în 3 ore. Pentru asta, moldovenii trebuie să plătească 940 de lei pentru buletin și respectiv 1600 de lei pentru pașaport. Sărbătorile de iarnă în satul Selemet, raionul Cimișlia, de câțiva ani se desfășoară în centrul satului, la aer liber. Moș Crăciun, pe o sanie împodobită, anunță prin tot satul despre programul sărbătorilor. În 2013 se anunță un an scump pentru șoferi. Chiar din prima zi, proprietarii mașinilor vor trebui să plătească mai mult pentru folosirea drumurilor naționale. Pentru ei, taxele vor crește cu 100, iar în unele cazuri chiar cu 200%. Pentru motocicletele cu motoare de până la 500 de centimetri cubi, taxa va ajunge la 200 de lei, iar cele care au capacitatea motorului mai mare vor plăti de două ori mai mult. Proprietarii automobilelor cu volumul motorului de până la 2000 de centimetri cubi vor achita câte 40 de bani pentru fiecare centimetru, iar în cazul motoarelor de până la 3000 de centimetri cub, taxa va fi de 60 de bani pentru fiecare centimetru cub. Proprietarii mașinilor cu motoare mai mari de 4000 de centimetri cub vor plăti câte 80 de bani. La fel, un leu pentru fiecare centimetru cub vor plăti cei care au mașini cu motor de până la 5000 de centimetri cub. Majorările vizează și pe cei care au remorci, dar și autobuze. Din achitarea acestor taxe, bugetul statului s-ar mări cu aproape 400 de milioane de lei, spun autoritățile. Veștile triste nu se opresc aici și alimentarea mașinii ar putea să bată greu la buzunar, întrucât accizele pentru produsele petroliere vor crește cu 10,8%. Noile majorări au fost convenite cu misiunea Fondului Monetar Internațional, spun cei de la guvern. Autoritățile centrale au avut grijă și de agricultori. Impozitul pe venit pentru fermieri a fost majorat cu 12% până la 20%. Guvernul însă promite să returneze cele 12% în termen de 30 de zile. Fumătorii vor avea și ei cheltuieli mai mari, deoarece accizul pentru țigări va crește. Aceste modificări vor permite acumularea la bugetul de stat a unei sume de până la 600 de milioane de lei, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor. Tot din acest an va începe evaluarea indirectă a veniturilor și proprietăților impozabile. De la 1 ianuarie curent, întreprinderea de stat Registru eliberează cetățenilor Republicii Moldova buletinul de identitate în 2 ore și pașaportul în 3 ore. Pentru asta, moldovenii trebuie să plătească 940 de lei pentru buletin și respectiv 1600 de lei pentru pașaport. Pentru copiii sub 7 ani, pașaportul se eliberează timp de 3 ore contra taxei de 950 de lei, iar pentru copiii cu vârsta de la 7 până la 12 ani, părinții trebuie să plătească 1320 de lei. Actele în termen restrânși pot fi obținute doar la secția evidență și documentarea populației a sectorului centru municipiul Chișinău. În raioanele țării, tot de la 1 ianuarie, cetățenii pot obține pașapoarte în termen de 6 ore. Actele vor fi eliberate de către secțiile de evidență și documentarea populației din municipiul Chișinău. Sărbătorile de iarnă în satul Selemet, raionul Cimișlia, de câțiva ani se desfășoară în centrul satului, la aer liber. Moș Crăciun, pe o sanie de sărbătoare, anunță prin tot satul despre programul sărbătorilor. În jurul bradului se adună de la mic la mare, iar pe scena improvizată coboară eroii poveștilor din copilărie. Primăria și Consiliul Local s-au gândit să organizeze, această măsură frumoasă pentru oamenii din sat, oamenii care contribuie la dezvoltarea satului, oamenii care sunt locuitori a satului Selemet, pentru băștinaș și sigur că pentru tânăra generație, pentru copiii noștri cei frumoși. Astăzi aici ne-am strâns împrejurul bradului împreună cu copiii noștri la o sărbătoare frumoasă. Așteptăm să vină Moș Crăciun cu multe daruri. Ne bucurăm de succesele care am avut în anul acesta. Este o tradiție frumoasă pentru satul Selemet. La sărbătorile de iarnă aici se adună și locuitorii satelor din preajmă. E o horă mare, dar e sărbătoare. Au venit cosetenii din alt sate, mă rog, și n-am văzut un alt sat, să vă spun cinstit, dacă n-am trecut, a fost așa, în anul ăsta, și sperăm în data anul să fie și mai bine. Colindele și urăturile sunt aduse în fața sătenilor atât de cei mai mici artiști de la grădiniță, cât și de artiștii amatori de la Casa de Cultură.
Draga noastră primăriță, a fost o mândră fetiță, bine a învățat la școală, cu toate s-a isprăvit și primar a devenit. În satul s-a natal, pe o vale, pe o deal, ea în sat este în frunte, face porce, face puse, acoperă clădirile, repară drumurile, apă bună avem în casă, pănică rumenă pe masă. Și pentru noi mai e lesă zi de joc. Alaiul sărbătorilor de iarnă la Selemet se încheie cu prăznuirea Sfântului Vasile, când urătorii trec pe la casele gospodarelor, iar copiii a doua zi merg cu sorcova și cu semănatul. În 2013 se anunță un an scump pentru șoferi. Chiar din prima zi, proprietarii mașinilor trebuie să plătească mai mult pentru folosirea drumurilor naționale. Autoritățile centrale au avut grijă și de agricultori. Impozitul pe venit pentru fermieri a fost majorat cu 12%. De la 1 ianuarie curent, întreprinderea de stat Registru eliberează cetățenilor Republicii Moldova buletinul de identitate în 2 ore și pașaportul în 3 ore. Pentru asta, moldovenii trebuie să plătească 940 de lei pentru buletin și respectiv 1600 de lei pentru pașaport. Sărbătorile de iarnă în satul Selemet, raionul Cimișlia, de câțiva ani se desfășoară în centrul satului, la aer liber. Moș Crăciun, pe o sanie împodobită, anunță prin tot satul despre programul sărbătorilor.